Îngrijorare mare la Washington cu privire la interferența Rusiei în cel de-al doilea tur al prezidențialelor din Republica Moldova. Secretarul de stat american Antony Blinken atrage atenția asupra faptului că turul al doilea al prezidențialelor ar putea să fie viciat de interferența Rusiei. Astăzi, la Chișinău, sunt audiate mai multe persoane care ar fi primit bani în schimbul votului acordat duminică pentru referendumul privind modificarea Constituției în vederea aderării țării la Uniunea Europeană. Foarte interesant ceea ce se întâmplă, vom discuta despre asta. Avem o legătură directă cu analistul de politică externă Dorin Popescu. Bună ziua, domnule Popescu, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Salut, bună ziua, mulțumesc eu pentru invitație. Foarte explicită și punctuală declarația făcută de Antony Blinken, secretarul de stat american, se află în turneu în Orientul Apropiat. Și chiar dacă există o situație explozivă în Orientul Apropiat, Antony Blinken vorbește despre Moldova și despre influența pe care Rusia, imixtiunea pe care Rusia o va avea în cel de-al doilea tur al prezidențialelor din Moldova. Un semnal de alarmă extrem de grav și de serios pe care Statele Unite îl adresează lumii. La ce ne putem aștepta, în opinia dumneavoastră? Interferența nu doar electorală, dar mai ales electorală a Federației Ruse în procesele politice din Republica Moldova a fost constantă și sistemică în ultimii 33 de ani, odată cu declararea independenței și ieșirea teoretică a Republicii Moldova din sfera de influență rusă. Interferențe electorale substanțiale, semnificative, au fost consemnate de altfel și la cel mai recent scrutin din 20 octombrie, atât la legile prezidențiale, cât și la referendum. Ne așteptăm foarte clar că aceste interferențe electorale să continue și să se multiplice. De ce? Miza este foarte mare. Miza este foarte mare pentru Republica Moldova, pentru România, pentru Uniunea Europeană, ca atare, și pentru Federația Rusă, da? Să piardă, iată, să se creeze aceste riscuri pentru Federația Rusă și oportunitatea pentru noi să se creeze un punct de irreversibilitate a parcursului european al Republicii Moldova și prin alegerea unui președinte pro-european acum și prin alegerea unui Parlament European în primăvară. La ce ne așteptăm? La cumpărarea masivă a legătorilor și în turul al doilea, în pofida acestor acțiuni ale Procuraturii Generale ale Republicii Moldova, ale autorităților executive. Dacă aceste acțiuni ale Guvernului și ale Procuraturii Generale nu vor fi concludente și nu vor putea inhiba apetența pentru venituri ilicite ale unei părți din populația Republicii Moldova pe care mizează Federația Rusă în tentativele de corupere a alegătorilor, atunci alegătorii se vor lăsa cumpărați și în turul al doilea. Deci este foarte, ar fi nevoie ca aceste acțiuni ale Procuraturii Generale să fie clare, ferme și să inhibe eventualele apetituri de infracționale ale unei părți al cetățenilor Republicii Moldova. Deci, tentative de demituire, de corupere electorală, etc. Dacă, și de bună seamă, o mobilizare exemplară în UTA, Găgăuzia, în Transnistria și în sudul și nordul țării, alegătorilor care au încă opțiunea de orientare spre Moscova și care trăiesc încă sub mirajul lumii ruse. Dacă însă aceste elemente nu vor ajunge, Federația Rusă este gata și vedem semnale în acest sens transmise de Ilan Șor și de o parte din putinicii de serviciu de la Moscova. Dacă însă aceste lucruri nu ajung, Federația Rusă cred că este gata să creeze tentative majore de destabilizare a situației din Republica Moldova prin ample proteste post-electorale în situația în care Maia Sandu va fi decretată drept nou președinte ales al Republicii Moldova. Audieri multe astăzi, multe persoane sunt audiate la Chișinău pentru că există suspiciunea că ar fi primit bani în schimbul voturilor. Credeți că acest proces de audiere pe care îl declanșează poliția, autoritățile, procuratura de la Chișinău va fi disuasiv? Adică îi va face pe oameni să se gândească de două ori înainte să pună mâna pe bani ca să se ducă să voteze în schimbul unor sume? Va fi parțial disuasiv.
De ce nu va fi integral disuasiv? Pentru că nu este timpul necesar în momentul de față și pentru că există și un revers al medaliei. Există posibilitatea ca o parte din cetățenii Republicii Moldova care nu au reprezentat ținta procesului de mituire și de interferență electorală și infracțională din partea Federației Ruse, tocmai o parte a cetățenilor să simtă că aici ar putea să fie vorba de revanșă, de revanșă politică și să se obțină un efect contrar. Deci, parțial disuasiv. Însă în tolba cu soluții a liderilor pro-europeni de la Chișinău, mai sunt alte câteva variante, deci nu doar această măsură. Această măsură însă trebuie să existe, întrucât amploarea fenomenelor infracționale și de interferență electorală din partea Federației Ruse pare că a fost atât de mare, cât ea merită penalizată, condamnată și contracarată acum. Pe 4 noiembrie va fi prea târziu. Deci acum, intens, chiar dacă rezultatele vor fi parțiale în sensul disuasiv menționat de dumneavoastră. Chiar dacă rezultatele vor fi parțiale, ele vor conta. Aceste măsuri cu caracter disuasiv, precum și un apel către toate forțele pro-europene care nu au putut fi mobilizate atât pe teritoriul Federației Ruse, cât și în diaspora, o mobilizare încă și mai mare în diaspora, un dialog real și crearea unei campanii rapide care să justifice opțiunea pro-europeană a populației Republicii Moldova, care să împace, dacă vreți, Chișinăul cu sudul și nordul țării, unde s-a votat masiv pentru menținerea Republicii Moldova în sfera de influență lucruri, rusească, precum și o prestație excepțională a Maiei Sandu la dezbaterea televizată cu contracandidatul său, care va avea loc pe 27 octombrie, 28 octombrie, scuze, duminica următoare. Toate aceste lucruri vor putea contribui la un succes cu cel puțin 50% al candidatei Maia Sandu la alegerile de pe 3 noiembrie. Maia Sandu e pe primul loc după primul tur de scrutin, dar există multă prudență în rândul analiștilor care iau în calcul și această mobilizare a Rusiei despre care vorbește Antony Blinken însuși, care îngrijorează pe americani. Mai e și elementul Renato Usată, e acolo. Are șanse Maia Sandu să devină din nou președinta Moldovei, domnule Popescu? De unde vine prudența? Pentru că cifrele la care se uită comunitatea cunoscătoare sunt cele de la referendum. 50%, 50%, plus da. Minus, da? Bun, acestea sunt cifrele reale. De ce? Pentru că există o suprapunere semantică, dacă vreți, între Maia Sandu și vectorul pro-european și atunci vectorul pro-european este susținut în proporție de 50%, plus 1, e adevărat, plus 1, în sensul de plus cele câteva mii de voturi care au făcut diferența. Dar oricum, 50%, 50%. Și aici sunt cifrele reale după care se ghidează sau pe baza cărora se ghidează cei care analizează șansele de succes ale Maia Sandu pentru turul al doilea. Deci, Maia Sandu trebuie să obțină o mobilizare de 7%, 8% și nu prea există un bazin electoral cu un profil identitar foarte clar pe care se poate baza. Și atunci șansele Maia Sandu sunt legate de 1. Mobilizare extraordinară în continuare și în diaspora, 2. Crearea întregii infrastructuri logistice, pentru ca toți cei care pot vota în diaspora să o facă efectiv, cu evitarea cozilor, cu evitarea deciziilor de prelungire a votului în anumite secții de votare, etc. 3. Un dialog rapid construit cu părțile de electorat din sudul și nordul țării, unde există suficiente resurse pro-europene, dar care nu au fost mobilizate suficient, urmare a unor măsuri insuficiente de popularizare a beneficiilor de care s-ar putea bucura Republica Moldova în cazul în care ar vota un președinte pro-european. Capacitarea liderilor unioniști, pentru că liderii unioniști, ei înșiși, unii dintre ei, au văzut în procesul integrării europene a Republicii Moldova un proces opus integrării românești a Republicii Moldova și ei trebuie convinși că de bună seamă între Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu, nici există îndoială cu privire la oportunitățile uriașe pe care le-ar putea conferi inclusiv vectorului pro-românesc din Republica Moldova realegerea Maiei Sandu. Prestația, cum spuneam, de pe 28 octombrie, iată că există suficiente pârghi. L-ați menționat și pe Renato Usată și îl menționez și eu, pentru că Renato Usată... Pentru că Maia Sandu însăși a făcut un apel la adresa electoratului Usatei, luni după amiază, da.
Așa este și nu doar la adresa electoratului său, mai Sandu a făcut un apel chiar și mai larg la adresa altor contracandidați. Renato Satu, avem aici un apel similar al meu, s-a adresat contracandidaților precum Andrina Sase, precum Octavian Țâcu, unionist, precum Ion Chicu, fost premier al Republicii Moldova, precum Ulianovski, fost ministru ajunt în Ministerul Afacerilor Externe. Iată că mai Sandu s-a adresat tuturor acestor contracandidați văzuți de domnia sa ca fiind contracandidații fervențabili în anumite condiționări, e bine, s-a adresat cu un mesaj electorilor acestor candidat de a se ralia programului său de candidat la cea mai înaltă funcție în stat. Un apel credibil, însă eu cred că va fi urmat de către poziționări rezervate ale acestor candidat. Mă aștept ca cel mult Octavian Țâcu să-și exprime în mod public sprijinul său pentru Maia Sandu. Cred că Renato Usati de această dată nu o va mai susține în mod public explicit în 2020, ci va lăsa la latitudinea electorilor săi decizia de a vota pentru unul sau doi candidați. Da, cum Usati este imprevizibil și posibilitatea atragerii unei părți semnificative a electoratului. E foarte interesant personajul ăsta și din păcate am vorbit prea puțin despre el și despre legăturile lui cu România, pentru că sora lui Veronica este soția domnului Michael Schmidt, patronul acestei francize importante a BMW, prieten cu președintele Klaus Iohannis. Am văzut-o pe Veronica Schmidt căutând în ultimele zile în foarte multe poze împreună cu președintele Klaus Iohannis. Veronica Schmidt, care nu stă în retragere. Veronica Schmidt are pe pagina ei de Facebook nenumărate luări de poziție, încurajări la adresa fratelui ei, la adresa carierei politice a fratelui ei. Deci e interesantă legătura asta cu România. Așa este, așa este. Există și o serie de afaceri pe teritoriul Republicii Moldova care ar putea să conteze în economia unei eventuale susțineri publice. Există o serie de controverse și de afaceri în zona municipiului Bălți și în zone limitrofe. Renato Usatăi, o parte din afacerile Renato Usatăi ar depinde de generozitatea, dacă vreți, de flexibilitatea, de bunăvoința autorităților din Republica Moldova. Există o ostilitate cunoscută și probată în această campanie electorală împotriva lui Stoianoglu și a Partidului Socialist. E adevărat o ostilitate oarecum similară față de Maia Sandu, dar având în vedere precedentul, antecedentul susținerii publice imprevizibile, aș putea spune, de către Renato Usatăi în 2020 a candidaturii Maia Sandu, există și aici această șansă și nu mă îndoiesc că în momentul de față echipa de campanie a Maia Sandu lucrează și pe această direcție a identificării unui set comun de principii și valori pe care l-ar putea alcătui, organiza și conveni împreună cu candidatul Renato Usatăi, set comun de principii și valori care ar putea să stea la baza susținerii publice a lui Renato Usatăi. Dacă Renato Usatăi va declara între lor susținerea publică pentru Maia Sandu, eu cred că nu vom mai avea îndoieli cu privire la câștigarea cursului electoral în turul al doilea de către Maia Sandu. Dacă nu o va face, cu siguranță nu va recomanda legătorilor să-l voteze pe Stoianoglu. Asta este cert și sunt convins că nu o va face. Dacă însă va prefera ca alegătorii înși să voteze, lupta la mustață și la baronetă va rămâne în continuare pentru fiecare vot. Dar dacă își va exprima sprijinul politic, având în vedere și relațiile din România și interesul său economic și public din Republica Moldova, sunt unele perspective pentru că el, într-adevăr, să își reitereze mod public sprijinul pentru Maia Sandu. Pe ecrane, pentru telespectatori, soția omului de afaceri, Michael Schmidt, sora lui Renato Usatăi, Veronica Michael Schmidt, apropiat de președintele Klaus Iohannis, fotografiați în nenumărate ipostaze la evenimente publice, în vacanțe și așa mai departe. Ca un complement de informație, firmele domnului Schmidt au câștigat contracte publice în România de aproape 150 de milioane de euro din anul 2015.
Până acum, vă spuneam, Veronica Schmidt nu este deloc îndepărtată de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, de cariera politică a fratelui ei, ca dovadă declarațiile, postările video chiar pe care le face pe Facebook pentru susținerea carierei politice a fratelui ei. Și de aici, poate că cei care vorbeam acum câteva zile, domnule Dorin Popescu, cu fostul ministru al apărării din Republica Moldova, domnul Anatol Șalaru, care deplângea lipsa implicării președintelui Klaus Iohannis într-un discurs, într-o atitudine mai vie, mai prezentă față de momentul referendumului din Republica Moldova. Sigur că implicarea domniei sale poate să fie și dincolo de spațiul public, numai că sigur ne-am dorit să fie existat și să existe în continuare. Am unele dubii cu privire la consistența acestui sprijin public sau non-public, dar în sfârșit, asta este o altă chestiune. Tot, în egală măsură însă domnul Șalaru menționa posibile surse substanțiale consistente de bani pe care Renato Ostati l-ar fi primit în această campanie electorală de la Moscova. Iată că aici se joacă foarte, foarte, foarte puternic pentru atragerea voturilor pe care le-ar putea aduce de o parte sau alta Renato Ostati și sunt implicate, dacă vreți, și interese statale de o parte sau de alta, trebuie să recunoaștem, în capacitatea de capitalizare a unui eventual sprijin politic public pe care Renato Ostati l-ar putea acorda. Eu am toată încrederea că o mobilizare exemplară atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în afara Republicii Moldova, în diaspora, măsurile drastice enunțate public cu caracter disuasiv împotriva celor care ar putea să reprezinte în continuare și într-un al doilea victime ale ingerințelor Federației Ruse, precum și stabilirea unui set comun de principii și valori cu Renato Ostati pe baza căruia s-ar putea obține sprijinul său politic public, este important, public, într-un al doilea, toate aceste lucruri vor duce la realegerea Maia Sandu și eu sunt optimist precaut în această privință. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. În țară, o postare foarte interesantă făcută de jurnalista Emilia Șercan pe pagina ei de Facebook, citez: parchetul Tribunalului București a comunicat astăzi oficial calitatea de inculpat lui Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale. E vorba despre dosarul deschis pentru divulgare de informații secrete sau nedestinate publicității. În februarie, domnul Cioroianu, spune Emilia Șercan, a divulgat pe Facebook faptul că am cerut verificarea tezei de doctorat a lui Mircea Joană. Emilia Șercan, în legătură telefonică directă. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție, Emilia Șercan. Bună ziua, mulțumesc și eu. O postare pe care o faceți astăzi cu privire la acest moment care a făcut foarte multe valuri, ce înseamnă pentru dumneavoastră decizia parchetului Tribunalului București de azi? Decizia parchetului de pe lângă Tribunalul București ar trebui să indice o iminentă trimitere în judecată a domnului Cioroianu. Pentru că dumnealui a fost comunicată în vară, în luna august, calitatea de suspect în acest dosar, iar astăzi procurorul de caz a decis să-i comunice schimbarea încadrării din suspect în inculpat. Totuși, am oarecare reținere în a spune că, într-adevăr, lucrul ăsta se va întâmpla în final, pentru că am o serie de experiențe, din păcate, nu cele mai fericite, cu organele de urmărire penală din România și, deși normalitatea ar arăta o iminentă trimitere în judecată, am această totuși reținere să spun că asta urmează să se întâmple cu certitudine de 100%. Reținere care se bazează pe ce? Tocmai de propria mea experiență pe care am avut-o până acum cu organele de cercetare penală, care în ciuda tuturor evidențelor au închis dosare, au dat soluții de clasare și așa mai departe. Bun, acum toată povestea referitoare la verificarea tezei de doctorat a lui Mircea Joană, adică demersul pe care l-ați făcut, este unul pe care îl considerați încheiat, nu?
Da, este încheiat. S-a încheiat în momentul în care am publicat investigația în luna iulie și în care am demonstrat că teza de doctorat a domnului Joană era plagiată. Însă ce s-a întâmplat în luna februarie, atunci când domnul Adrian Cioroianu a venit public și a scris pe Facebook, deși am atras atenția că face un lucru care contravine legislației penale, și anume să divulge informații care nu sunt destinate publicității și pe care domnia sa le-a aflat prin atribuțiile de serviciu, asta categoric contravine, nu știu, oricăror prevederi legale, inclusiv. Deci vorbim despre codul penal în primul rând, unde există această prevedere referitoare la divulgarea de informații care nu sunt destinate publicității. Vorbim despre Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, care vorbește despre protejarea datelor personale ale unei oricărui cetățean care merge să ceară un document sau o carte sau altceva de la Biblioteca Națională, și mai vorbește și despre codul de etică al instituției. Deci mi-e greu să cred că domnia sa, în calitate de manager, nu avea cunoștință despre toate aceste lucruri, cel puțin despre regulamentul referitor la protecția datelor cu caracter personal și la codul de etică, pe care mă gândesc că l-a și semnat sau l-a cu cunoștință de el în momentul în care a devenit managerul instituției. Emilia Șercană, ultimă întrebare. Calitatea aceasta de inculpat, sigur, până la o sentință definitivă în instanță, toată lumea se bucură de prezumția de nevinovăție. Acum, vi se pare că ar trebui să mai opinia dumneavoastră de jurnalist, că nu sunteți în măsură să decide și nu e nimeni în măsură să decidă dintre noi. Conducerea Bibliotecii Naționale mai este potrivită acum pentru domnul Cioroianu? Domnul Cioroianu, am și spus lucrul acesta în luna februarie, când s-a întâmplat incidentul. Am spus de atunci că ar fi trebuit să demisioneze, pentru că a făcut un act de o agresiune, chiar dacă nu fizică, la adresa unui jurnalist prin modul în care a divulgat informațiile referitoare la verificarea mea, iar mai apoi m-a și amenințat, scria domnul Cioroianu pe Facebook atunci, că dacă mă iau de bibliotecă, mi-o fur. Cred că asta este o atitudine care nu are nimic de a face cu calitatea de director, de manager al Bibliotecii Naționale, și cred că ar fi trebuit să facă lucrul acela, să demisioneze la acel moment. Da, acum ce va face e o altă discuție. Mulțumesc pentru această intervenție. Încercăm să luăm legătura și cu domnul Adrian Cioroianu, inculpat așadar în urma unei decizii de astăzi în dosarul acesta împotriva Emiliei Șercan. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Emilia Șercan. Scurtă pauză și revenim. Dacă vă gândiți la o afacere profitabilă, ceva care să meargă în România, ei bine, vă faceți un partid. Partidele reprezintă una dintre afacerile cu cea mai mare creștere din România. Finanțarea partidelor a crescut în ultimii 8 ani de 26 de ori. Scrie Hot News că un partid, de fapt partidele din România, în ansamblul lor, cele mari, care primesc finanțare de la stat, au ajuns să ne coste 380 de milioane de lei pe an. Recent, guvernul a dat de fapt n-a dat nimic, a făcut o rectificare bugetară, că așa se întâmplă în ultimul timp în România. Se fac rectificări bugetare din fondul de rezervă al guvernului, se iau niște bani, niciun fel de transparență și niciun fel de datorie din partea reprezentanților guvernului de a face publică această rectificare bugetară. Adică o fac pe șest, pe ascuns. Pe 9 octombrie 2024, în contul partidelor au intrat dintr-o dată peste 62 de milioane de lei de la bugetul de stat ca subvenție, potrivit autorității electorale permanente. Sigur, cea mai mare sumă a revenit Partidului Social Democrat, peste 5 milioane de euro, pentru că este cel mai mare partid din România. Îi mulțumesc lui Septimius Pârvu de la Expert Forum, urmărește acest fenomen
al finanțării partidelor de multă vreme. Bună ziua, domnule Pârvu, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Înțeleg că plata asta făcută prin rectificare bugetară la începutul lunii octombrie acestui an este o sumă record. Niciodată statul n-a mai alocat către partide o asemenea sumă. Da, pe de o parte este un record valoarea totală la care am ajuns în acest an și suma lunară, aceasta de 60 de milioane, este într-adevăr cea mai mare sumă de până acum. De regulă, în lunile anterioare, partidele au primit una 20-30 de milioane. Deci este o creștere foarte mare. Ce aș menționa este că nu este prima dată când se face o rectificare de acest gen. Adică și alte guverne au avut această practică foarte păguboasă de a aduce bani suplimentari. Da, tot din fondul de rezervă? Sunt diverse realocări între bugetele diverselor instituții, plus că bugetele, fiecare instituție are un mic buget de rezervă în care poate cheltui, poate crește bugetul. Dar cred că marea problemă este că nu există o justificare, de fapt. Adică noi nu știm de ce e nevoie de mai mulți bani. Sigur, intuitiv, e an electoral, e nevoie de bani pentru campanie și pentru alte cheltuieli. Uh-huh. Dar este o creștere complet nejustificată. De altfel, dacă ne uităm în nota de fundamentare a ordonanței de urgență, vedem că chiar a existat economia, adică partidele nici nu cheltuiseră banii. Deci este inexplicabil cum am ajuns să dăm mai mulți bani, deși partidele nu cheltuiseră nici pe cei pe care i-au primit. Este, ziceați la început, cred. Da, să crească de 26 de ori finanțarea partidelor în ultimii 8 ani, mi se pare enorm. Este enorm. România, pe cap de locuitor, alocă unele dintre cele mai mari sume pentru subvenții. Sigur, acum, dacă ne uităm cât bani se dădeau acum 10 ani, probabil erau prea puțin, pentru că erau undeva înspre, nu știu, 6, 8, 10 milioane. Eu, unul personal, cred că este nevoie de această finanțare și toate țările europene, cu foarte mici excepții, acordă genul ăsta de finanțare. Însă la noi am ajuns la extrema cealaltă, în care dăm foarte, foarte mulți bani, mai și mărim aceste valori, plus că când vine vorba de cheltuială, că sigur trebuie să ajungem și la acest subiect, vedem că pe de o parte se dau foarte mulți bani pe presă și propagandă, aproape 60 anul acesta, de exemplu, s-au cheltuit până în august, că până atunci avem date, vreo 152 de milioane. Știți cum e, dacă nu în an electoral, atunci când? Aș vrea să vă întreb care sunt reglementările europene, pentru că au existat nenumărate suspiciuni în ultimii ani în România de bani cu sacoșa duși pe la partide, chiar și acum la europarlamentare și așa mai departe. Vedeam niște valize, vizite și așa mai departe pe la finanțatori. Cum se întâmplă în Uniunea Europeană? Fiecare țară are reglementări foarte diferite. Cert este că și în alte țări subvențiile au devenit o componentă importantă din finanțarea partidelor. Adică sunt alte țări, de exemplu în Spania, iarăși există foarte multe critici legate de aceste alocări. În multe țări se dau undeva la 80-90%, 80-90% din bugetele partidelor au venit din aceste fonduri. Cert este că în România, ca și multe alte țări, finanțarea privată a început să devină mai puțin vizibilă. Dar e exclusă, domnule Pârvu, deja nu mai intră bani la sacoșă, bani cu sacoșa în conturile partidelor? Mi-e greu să știu cum intră banii la fiecare partid. Noi ne uităm doar pe datele oficiale și încercăm să ne dăm seama de unde sunt ele finanțate. Cu siguranță există încălcări ale finanțării. Dacă există cazuri penale, deja intrăm în altă, adică dacă există, nu știu, finanțări de natură penală, intrăm deja în altă discuție. Dar cert este că dacă ne uităm pe cifre, în anii neelectorali aproape nu mai intră deloc bani privați. În anii electorale, uh-huh, de exemplu la europarlamentare, există foarte multe împrumuturi. Și având în vedere că partidele, ca și mai adăuga un strat, partidele care primesc mai mult de 3% din voturi valabile exprimate și n-au încălcat legea, adică dacă documentele sunt în regulă, își primesc banii înapoi. Deci, practic, am ajuns să finanțăm totul de la stat. Chiar și așa. Asta deja nu e rău. Dacă există o transparență și o trasabilitate,
chiar pe fondul creșterii acestor sume, e o veste mai degrabă bună. Mulțumesc mult, Septimiu Spârvu, pentru intervenția dumneavoastră și o informație care vine de la Viena, acolo unde există semne de sprijin pentru aderarea României la spațiul Schengen terestru. Un ministru important spune că, de la Viena, spune că ar fi de acord ca România să adere la spațiul Schengen terestru, ceea ce pentru o dată e în concordanță cu optimismul autorităților române, care anunțau zilele trecute că avem reale șanse de data aceasta să aderăm la spațiul Schengen terestru. Aflați mai multe informații, facem o scurtă pauză și revenim. Fica milionarului ucis în atentatul cu bombă de la Arad de acum 3 ani a fost dusă la audieri. Ea este principala suspectă. Ea ar fi pus la cale acest atentat pentru moartea tatălui ei, pentru a pune mâna pe averea acestui milionar. Este audiată în această după-amiază. Aceasta este informația acestei zile. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Aflați mai multe pe parcursul zilei pe B1 TV. Ne revedem mâine de la ora 12 la News Pass. Să aveți o după-amiază liniștită.